din timp. La fel ca și cu spitalele, unde ne reproșați cu infecțiile nozocomiale, cu gărzile medicilor. Păi dacă gărzile medicilor care se acumulează din 2004 de când n-au fost plătite și noi le decidem să le plătim în acest an și tot noi suntem acuzați, de ce n-au fost plătite din 2004? Sau infecțiile nozocomiale care au fost puse sub preș până acum în anii trecuți, o serie de alte crize care a explodat în acest an și pe care a trebuit să le rezolvăm cu soluții pe termen scurt, dar să începem să gândim și perspectiva. Deci, atunci când acest guvern e acuzat că nu face destul și că nu vorbește destul, cred că ar trebui să ne uităm un pic dacă nu cumva în trecut s-a vorbit prea mult și s-a făcut prea puțin.